Bună dimineața, Bună dimineața, bine v-am regăsit. Cele două județe, Giurgiu și Telorman, primiseră deja de la meteorologi cod portocaliu de ploi torențiale. Vă reamintesc, este un cod ce rămâne în vigoare până la ora 12. Codul roșu a fost emis pentru cele două județe. Este o atenționare tip casting ce rămâne valabilă până la ora 9. Pentru că acolo deja s-au acumulat peste 40 de litri pe metru pătrat, iar meteorologii anunță pentru următoare oră, cantități mari de apă în zonă, în urma precipitațiilor care cad deja în județele respective, cantitățile de apă ar putea fi și de 50 de litri pe metru pătrat. Așadar, ploi grindină vijelii pentru două orașe din zona de sud a țării, Telorman și Giurgiu, care au primit în urmă cu doar câteva minute, cod roșu de ploi abundente. Așadar, iată manifestări destul de violente ale vremii în majoritatea zonelor țării. Vorbim despre acest cod portocaliu. Am văzut deja ce s-a întâmplat în zona Moldovei. A plouat foarte mult în Neamț, în Botoșani. Ploile sunt așteptate și în orele următoare, în cea mai mare parte a Transilvaniei, iată, în Muntenia, dar și în Oltenia va mai ploua, cel puțin în prima parte a acestei zile. Vă reamintesc că așadar până la ora 12 rămâne în vigoare și acest cod portocaliu. Portocaliu, valabil și pentru zona capitalei, unde plouă la această oră, iar temperatura nu trece de 18-19 grade la stațiile meteo. Vorbim de o scădere a valorilor termice în toate regiunile țării. Astăzi, maxima la nivel național va fi de 30 de grade. O atmosferă destul de răcoroasă și în următoarea perioadă, chiar dacă prin sud și sud-est temperaturile încep să crească din nou, nu se va mai ajunge la o valoare de caniculă, 35-36 de grade Celsius. Temperaturile până la finalul acestei săptămâni, cel puțin, rămân undeva în jurul valorii de 30-32 de grade, poate. Ploi, așadar, pe parcursul zilei de astăzi, o vreme instabilă, răcoroasă, cu intensificări de vânt, în special în zonele montane, dar și în zonele avertizate cu cod portocaliu. Acolo, la rafală, viteza vântului mai poate atinge 70 de km pe oră. 24 de grade astăzi la Suceava și Iași Să știți că în zona Moldovei temperaturile sunt cu aproape 10 grade mai scăzute decât cele registrate ieri la amiază. 25 de grade se vor înregistra la Galați, 24 brașov și ceva mai cald în Oltenia, în zona banatului. Aici temperaturile vor fi de 30-31 de grade. În capitală, maximă de cel mult 27 de grade astăzi, Zi. spuneam că în prima parte a zilei va continua să mai plouă în București vremea oricum rămâne destul de închisă pe parcursul acestei zile la noapte cerul se înseninează iar mâine temperatura urcă până la 31 de grade iar vremea redevine destul de frumoasă pentru că mâine în București se anunță o zi cu cer senin. Sâmbătă însă vor reveni aversele cu descărcările electrice prin sudul și sud-estul țării, așa că și în București vremea se schimbă, iată, la finalul acestei săptămâni, dar temperatura rămâne destul de bună, 31 de grade Celsius. Vreme bună în zona litoralului, chiar dacă sunt condiții de ploaie pe parcursul zilei de astăzi, după amiază, acolo va fi destul de frumos, iar weekendul se anunță unul cu cer senin și temperaturi foarte bune, să știți, pe litoral vor fi cel mult 27-28 de grade. Am văzut, este și un, un mare festival european acolo. E foarte bine că vremea în zona Dobrogei se menține frumoasă în acest final de săptămână. La munte, să știți că vremea va fi destul de răcoroasă și ploioasă. Zilele astea, cam 17, hai să zicem, 20 de grade la predeal. Acolo pare că va fi cel mai cald, astăzi cel puțin. Mâine și poimâine se mai încălzește un pic atmosfera și în zona montană, dar dacă vă propuneți un weekend la munte, neapărat, neapărat o umbrelă, uh, mai sunt anunțate ploi la finalul acestei săptămâni. Atât despre vreme, revin și cu alte detalii mai târziu.